Salutare prieteni și bine v-am găsit la un episod de Assassin's Creed 3. Să continuăm. Hai să vedem ce misiuni mai avem pe aici prin orășel cu domnul Haitham. Văd că au apărut astea viewpoints-urile. Să mergem să le luăm pe toate? Cred că da. Cred că mergem, bă băieți. Cred că mergem să-i dăm să zacă. Foarte important să luați aceste viewpoints-uri la început de joc ca să se descopere și mapa noastră așa frumușanos. Hai să-i dăm să zacă. Trebuie să fiu atent la trăsuri, că aveam eu un bug, să vedem dacă s-a rezolvat bug-ul ăla. A, cred că s-a rezolvat tot de capar acum. Cred că e ăla de acolo. Facem aici o săritură de aia bombardiere. A, trebuie să faci și misiunea aia cu almanahurile. Nu știu exact cum să o fac pe aia, că nu știu unde să le găsesc. Dar vedem, noi. Trebuie să mă duc chiar, cred că, în zona aia, știți, că mai mers, dar n-am văzut pe absolut nimeni. Nu știu dacă e un bug sau nu e un bug. Pentru că mi-a părea că almanahul ar fi lângă mine, dar persoana aia nu se vedea pur și simplu. Hai mă, domnule. Hai, Thomas. Bun. Synchronization. Ia uita-l pe Haitham. Ia uita-l pe al nostru. Da, și cred că în episodul ăsta o să mergem la fiecare ca să terminăm atât cu chestia asta. Uite că am... O, n-am sărit deloc bine. De ce? Bravo, domnule Haitham. Bravo. Ai murit ca un bou. Mișto, dar e bine că s-a pus ăla, nu contează. Ia să mă opim apă puțin. Deci următorul ar fi aici. O să-l luăm așa la rând, mergem la ăsta, ăsta. Trecem în partea cealaltă. Cred că aici se află, da, uite aia cu almanacul. O să mergem fix acolo. Sunt două file, dar vreau să văd aici dacă... Sau aici handicapatul ăla, cred că e ăla. Cu care am vorbit 30 de minute. Da, e. Bine, bine că nu mai... Că, cu ăsta am vorbit atunci. 45 de minute să moară, baby. Bă, ce mi-e ciudă că n-am luat ăla remasterul, dar... ținem cum că e 40 de euro, nu... Aș mai da. Păi că nu găsești modul, am încercat să găsesc să-l piratez, dar nu cred că merge remasterul să-l piratez, eu știu. N-am găsit modul, sincer. Nici pe Vortex, nici nicăieri. Aia, jucăm așa, nu-i problemă. Merge și grafica asta. Ar fi super dacă aș face și misiunea aia cu almanacul, bă, ia să vedem, acolo trebuie să sărim. Așa, ca să nu mai ratăm ținta, obiectivul. Bun, hai să mergem la următorul. Următorul ar fi ăsta de aici. Cuciu, 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 cuciu. A, nu mai am chestia aia, cum avea Enzo, să mă arunc în sus și să mă prind. Dar văd că urcă destul de repede. Se mișcă foarte, foarte repede Haitham ăsta. Sincer. Acum nu știu dacă sunt chiar folositoare, adică viewpoints. Mă gândesc că ajută. Ținem cont că o să jucăm după aia cu Connor. Probabil se va schimba, nu știu dacă vom mai fi aici. Chiar ăsta are curios. Dar ținem cont că... E pentru prima dată când joc, n-am de unde să știu. Nici nu m-am documentat înainte ca bow. Să văd cum stă treaba. Dar nu-i problemă, aflăm noi. Ok, hai să mergem la ăsta.
De aia să iau și eu un cal, pot să iau? Ba da, uite că pot să iau. Nu mai știam cum să mă văd pe cal. Hai mă, mă, hai tam, mă, hai tam, hai tam, nu te bagui aici. Nu știu dacă... Da, uite că nu e de trep. Da. Oh. Mamă, ce a început ploaia. Cred că din cauza că a făcut așa calul. A, ăsta e ăla ceasul. Deci că sunt în Londra. Asta e destul de înalt. Synchronization. Sincer, nu prea-mi place synchronization-ul ăsta. Mai fain era în Revelation. O fi ăla? Cred că e bun ăla, da. Bine-s. Bine-s, brother, și vedeți? Am luat viewpoint-urile, mapa arată altfel, parcă arată altfel, să zicem așa, iată. Hai să vedem dacă găsim și prima filă din almanac. Ca să nu facem doar viewpoint-uri în episodul ăsta. Să mai facem și niște părți secundare, ar fi super dacă ar fi acolo. Am calul ăsta nu sare, am înțeles, am înțeles, am înțeles. Dă-te mai jos, rezistența a apăsat, ok. Nu prea-mi place îmbrăcămintea lui ăsta așa. Nu-i de asasin, știi ce zic? Și mai pus și pălăria asta, băscuța asta în... Opa! Ce e aici? Un hoț? Un hoțanus? Cred că e ăsta. Hoț de buzunar, ia, vină tu cu abulangiule. Oh! Salutare, prietenaș! Azi vine voi gata. Să mă las la întrebări. Vezi se putea. Mă nervează puștile astea că sunt foarte, foarte lungi și le poate lovi de la distanță. Mamă cât au venit. Wow, 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 wow. Mamă, fugi miticuță că e Jelianus. Îi Jelianus. Uite că nici nu mi-arată dacă aș putea să scap de ei, nu mi-arată pe mine map. Da. Altă dată să nu... să avem mai multe grijă. Mamă, și bine am venit. De ce? Mamă, n-a câțesc, frate, de aici nu mai scăp. Nu mai scăp. Ei, de ce? Mamă, cât s-au venit, dacă n-au venit vreo 20. Și asta e faza nasoală că și pe sus nu e de ce oricum. Nu cred că voi mai scăpa de și voi încerca. N-am unde să mă ascund, ia să mă ascund eu aici, așa nițel. Are o să urce ăștia la mine? Uite că urcă handicapațe. Mamă și ce tare sunt ăștia. Să mai pariez, frate, că ăștia sforță. Hai să încercăm să mai fugim un pic. Mamă, nu trebuia să fac prostia asta, am făcut o prostie acolo. Din greșeli învățăm, s-ar zice. A, și uite, mai ies și acolo, sunt peste tot ăștia, incredibil. Bine, trebuie să ies din cercul ăsta. Hai că poate scăpăm aici.
Am scăpat, am scăpat. Doamne ăștia. Dar trebuie să avem mai multe grijă pentru că văd că aici e Jelianus. Aici, dacă ai făcut o prostie, vin 50 de aia, nu mai scape așa ușor. Și nu prea îmi place combo, sper să-l schimbi odată ce vom intra cu combo. Nu-mi place combo-ul ăsta, așa nu știu, parcă e... Fișătură. A, ăla-i... Ăla-i, bă, uite-l. LOL. A luat vântul, what the fuck, și-am... Mama, era prin aer. LOL. Nu mi-e să cred. Și eu căutam cabou prin uși, prin alea. Deci ele plutesc probabil. Așa s-au pierdut, le-au luat vântul. Ok. Nu, nu vreau să mă duc în tavernă să mă joc. Ce e aici, pedelor? Vreau să văd ce acolo. Ceva cu iorui. Ceva cu fișnele. Ia că stare cu ce aici. Să mă arăt bibia, a dispărut. Hai mai încolo. Ah, uite, iară ceva ce plutește. Sau ce naibă ăla? What the fuck? Super. Iau-te-l pe ăsta. Asta e o trăsură în spate și le stă și îi bag. Încă nu și-o revine bagul ăla. Mișto. Ia să vedem ce putem cumpăra de la ăsta. Aha. Înțeles. Am nevoie de astea momentan. N-am nevoie nici. Brodere. Asta e un seller unde la un merchantos. Super bug. Așa-i? Deci așa un bug frumos. Se aude trăsura, dar e invizibilă cumva. Mișto, bă. Fără mișto. Super buganus. Și a fi pe întreg episodul. Se pare că nu a funcționat ce a făcut ăla. O să mai încerc eu să fac manevră. Hai să mergem la următoarea hărțoabă să vedem dacă o găsim. Știu că era undeva nasol la ăla, am văzut că sunt niște chestii pe care trebuie să le găsești și sunt invizibile și să sperăm că... Va merge treaba. Sunt câteva bug-uri și în jocul ăsta, incredibil, la fiecare asasin scrie, dar e bug-uri. De astea așa urâte. Băi, înțeleg, toate jocurile au câteva bug-uri acolo așa. Dar nici chiar așa fatale, știi ce zic? Bug-uri mici, da. În Assassin's Creed sunt cam bug-uri fatale. Nu prea sunt bune. Vedem. Doamne ajută să meargă bine. Cred că după ce terminăm și Liberation-ul de la 4 în culo nu o să mai avem probleme cu... Că jocuri puțin mai noi de acolo de la 4... Nu cred că va mai avea probleme cu bug-urile și cu astea. Unity, sindicate, alea cred că merg destul de bine. Mai sunt și acolo bug-uri, am văzut, dar de alea mici. Ar trebui să mă urc sus. Și asta ar putea să fie pe sus, cine știe. Trebuie să fiu atent. Am ataș din gură. Da, uite-o. Vreau să o prind. Și fii antenă că nu o prind. Că zboară. Super. Minunat. Acum. Hop. Și unde s-a dus? Mâncați-a și cura ta. Aoleu, s-a pierdut, frate. Backletter. Aoleu, gata ce misiune. Mâncați-a și cura ta. Cum se dispară când era lângă mine. Minunat. Nu și-a apărut alta? Nu cred. Nașpa, bă, nașpa. Cu almanahurile astea. Hai să mergem la celelalte fiopânze, poate mai apar firele astea. Trebuie să fie rapid. Ai undeva la 10-15 secunde ca să le prins. E
bine că se regenerează viața automat. Bine că am toate asasinurile în afară de primul. Și doi o parcă tot așa nu se regenera. Asta că trebuie să găsim patrofile și alea apar cam greuț. Și pe furtuna asta, nu cred că să apară ea. Bă, da, uite că a apărut înapoi ăla. Bine-s. Hai să luăm viewpoint-ul și mergem după aia să luăm și fila aia. Și probabil odată ce vom lua fila asta se va updata și se va mai apărea una. Și tot așa. Nu știu dacă pot să mă duc la astea, ia să vedem, putem să mergem și... Trebuie să mă... Să mă uit să văd unii sateliți. Ha, mă, la ce au ăștia cu mine, frate? Ce le-am făcut? Ce rău le-am făcut la bulangii ăștia? Hai să ne luăm puțin să vedem și noi cum e cu combul ăsta nasol. Îmi place camera cum stă. Uite un cos de asta. Dar nu știu cum să-l prind, gen să nu-l omor. Hai să-l omorăm. Ia-mă, pișatule. Aruncă pușca aia, că am nevoie de ea. N-am nevoie de pușcă, brother-i. Mamă, dar pe timp de noapte abia vezi ceva. E așa, nu știu, sunt niște culori închise în jocul ăsta, nu prea-mi plac. Mă zic că la remaster am îmbunătățit chestia asta, dar dacă n-am remaster-ul... Ne vom... Boldi, așa cu... Culorile astea, vechi. Și foarte... Întunecate. Întunecoase sau nu știu. Chiar nici nu ia să văd în scrie când iau un viewpoint să văd câte mai sunt. Nu cred. N-am băgat de seamă ea. Eu pun sincronization, nu-mi zice câte ar mai fi. Nu-mi zice, broadele, bine, cred că mai am două pe care le văd eu acum, la momentul ăsta, trei chiar. Și vom merge să le luăm pe toate. Da, mai sunt astea două și cred că se face așa o mapă întreagă, să zic. Unii aterizăm, nu văd nimic, uite-l acolo. Nu. Hai că e bine, taci că e bine. Taci că ia sare bine asta. Hai Thanos. Asta e puțin mai open world așa. Vrem să mergem și pe câmpuri și pe astea. Mai mult. Mamă, ce-i ăsta? Un stâlpanus. Stai așa, brodere, că nu pot să mă urc pe aici. Ia. Oh! Ce fain a sărit ăsta. Trebuie să fiu un sus de tot. Dar nu-mi place aici. Eram stiv. Deci eram sigur că se va întâmpla asta.
Asta mă uit așa, eu vreau să mă duc până sus. Vreau să mă urc pe aia. Așa. Bun. Bine, brodere. Mai ăsta de aici. Și încă unul și am terminat momentanus cu vio pointurile astea. N-am nici un cal. Bă, n-a, se mai face zi afară? Să moară Bibi. Să moară Bibilianus. Nu ne fugi, bulangiule. N-avem muzică în jocul ăsta, e așa. Da. Bineînțeles că m-au văzut doi bulangii acolo peste putea. Și acum o să tragă cu arma mine și o să cad jos. Și o să nebunesc. Bineînțeles. Uită-l pe-a meu. Să vedem unii ăla, că nu-l văd. Nu-l văd, mâncața și gura ta. Da, sărim la risc. Cred. Că nu-l văd. Nu-l văd. De ce-s? Nu l-am văzut. Nu l-am văzut, broderanilor. Dar nu contează când e de aici. Nu-i problemos. Nu-i problemos, brodere. Dacă nu-l vezi, să-l mori și te dă de acolo. Ia de câți copii au venit aici. Ce vreți, mă, de la mine? Auzi cum fac? Vă, wacky! Ăștia nu știu să vorbească. Nu, ea, n-au fost învățat să vorbească. Ăștia vorbesc așa prin semne. Ia te înjolea că și eu te-s gata nervoși, băieții. Bă, ce mă nervează gărzile astea, deci așa în fiecare joc. Ei atins o leacă, e gata. Parcă cine știe ce le-ai făcut. Ia uite-l și pe ăsta. Da, poate îi rezolv eu bug-ul ăsta. Pur și simplu trăsura la ăștia nu apar. Nu apare. Și nașpa. Să vezi așa pe unul. Momentan e singurul bug și ar mai fi unul ăla prin care intră ăștia în textură. Să sperăm că doar ăla a fost de acolo. Bun, și asta a fost ultimul. Totuși nu uităm să vedem dacă a mai apărut. Nu, n-au mai apărut. Ceea ce e foarte, foarte bine. A, uite că mai sunt două pe partea alaltă. Aoleu. Hai să mă iedicem. Avem ceva de mers până acolo. Bun, și noi calul ăsta. Care nu vrea să meargă mai mult de atât, adică asta e viteza lui. Prin oraș. Oh, oh. Hello, good people.
Încă 600 de metri, nu mai știu ce să zic, să mă arăt, bine. Mă doare gura. Cântăm ceva, ia uite pe sacul, sapa. Dă noi. Oameni frumoși. Prin Constantinopol, parcă Constantinopol se numește asta. Dacă nu mă înșală, mă omoare. Bună departe, să moară Bibi și calul ăsta nu merge mai repede. Ah. Mai repede mergeam pe jos, da. Gata, eu v-am zis. Ia uite, mi-a și dat o bucată, ești nebună, hap. Deci gărzile astea sunt foarte nervoase. Foarte nervoase. Bă, și câte gărzi, adică ăștia umblă în grupuri, adică câte 5-6. Inci. Te pui cu unul, e Jelianus. La cum dă ăsta nostru azi mâine. E cam Bibilianus. Problemanus. Bine, toate tunurile sunt la fel cu ceas de la. Da, se pare că da. Iii, ce muzică, vene. Hai, și vedem orașul. Cu ceața asta. Bun, și a mai rămas decât unul. Să sperăm că e ultimul, da? Ultimul. Ia uite-l și pe ăsta, mâncați aș curata. Bă, dacă e bug-ul ăsta, nu-i problemă, să nu fie bug-ul mai mare, mai nasoale. Bine, și asta ar putea cauza probleme la anumite misiuni. Că probabil o să avem misiuni din trăsuri de alea așa. Și o să fugim. Mai în aer, să zic așa. Dacă nu o să vedem trăsura. Iar m-a văzut un blangiu. Ce se prinde el, dar nu știu de ce se prinde, să mă arăt anța dacă știu. Așa alunecă parcă pe asta. Nice. Și ultimul synchronization. Nice. Perfect, și te-a apărut un chest în față. Ia ce e asta? Treasure, holy shit, mă duc direct acolo. Și nu e bun. Direct pe treasure mă duc, să vedem ce comoric avem. A, mă, uite ce-mi face eu. Uite, nu mai vrea să dea jos. What the fuck? Grijă la câini. A, mă, bă. Cum se dă asta jos, frate? Ia uite-l. A, mai, cat. Uite ce face eu. E nebun. A, nebun, uite-l. A, nebun, e not anul ăsta. Cred că e sus. Să nu zic că e, nu uit-o. Ia, cred că asta e cu lockpicking de aia, nasoală, da. Că așa, de acum avem chesturi de astea nasoale.
Mai chiar așa ușor. Ok. Așa, bă, trebuie să am înțeles. Amin. După, și ce am luat de aici? Ce am luat de aici? Nici nu mi-a apărut și... Mamă, cred că și asta e un bug în care nu mi-arată. Am mai auzit o chestie asta. Mișto, bă. Nu știu ce am luat. Am luat bancă, ceva. Să moară, tanțana, că știu ce am luat. Să moară Billy. Da, mișto. Am ce zice, foarte mișto. Și a dispărut firea aia sau ce neapă? Da, bă, a dispărut acum. What the fuck? Și mai mișto. Hai să mergem până acolo la main quest și o să contem un episod următor, că mă doare cu apă să moară tanța, mă doare capul de la jocul ăsta. Da, e mai complicat decât credeam. Cu lockpicking-ul lor. Nu știu de ce a băgat chestia asta, sincer, că nu prea e reușită. Chiar nu știu de ce a băgat. Faci! Nu! Ah, I need help. E gata, vrea să mă omoare. Mamă, câte gărzi pe aici, uitați-vă și voi pe mapă, ce nenorocire. Opa, că a apărut hârțoaba. Hai să încercăm să o prindem acum, că tâi. A fost, am vrut să zic, a fost. Nu mai. A fost. Mama, astea apar așa, uite că iar a apărut. Hai să vedem. Trebuie să fiu foarte rapid, ați văzut. Bine, faza că e și prin aer, asta e faza nasoală. Nu știu cum o iau eu de acolo. Mâncați-a și gura ta. Nu, e pierdută, gata. Mai sunt și gărzi aici. Da, a pierdut. Cred că e cea mai complicată misiune asta, să moară tanța cu filele lor și cu hârțoabele lor, de jur. N-ai cum să o prinzi, pur și simplu, pentru că ea merge pe sus și n-ai poziție bună. Și mai vin și ăștia după mine acum. Ah, cât de disperant poate să fie jocul ăsta, deodată. Sunt o poziție înaltă din prima. Nu știu. Da, prieteni, cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut, nu uitați, dați acolo un like, un subscribe și un share. Eu am fost Mitic, toate cele bune. Respect, pa, pa.